Odată cu debutul sezonului rece, crește semnificativ incidența virozelor respiratorii și altor afecțiuni la nivelul județului Călăraș, avertizează dr. Camelia Truică, medic primar epidemiolog la Direcția de Sănătate Publică Călăraș, într-un interviu acordat pentru Canal Sud. Da, este cunoscut faptul că în fiecare an, odată cu sezonul rece, crește incidența, crește numărul cazurilor de viroze respiratorii și totodată în sezonul rece există și obiceiul virusurilor gripale de a circula și de a ne afecta. Virusuri gripale care știm că și modifică structura în fiecare an, își modifică învelișul antigenic și din păcate, chiar dacă am trecut prin gripă, nu înseamnă că suntem protejați și că nu vom mai repeta experiența într-un alt sezon gripal. Deci avem circulație de alte virusuri cu transmitere aerogenă, a început circulația virusurilor gripale. Scăderea temperaturilor alături de un nivel ridicat de umezeală creează condiții prielnice pentru circulația virusurilor gripali și a altor agenți patogeni, care afectează în special căile respiratorii superioare. În sezonul acesta deja au fost confirmate 6 cazuri de gripă, deci au fost identificate virusuri gripale la 6 persoane, ceea ce ne demonstrează că circulă virusurile. Din păcate, avem încă în circulație virus rujeolic, mai avem și ieșind din sfera virozelor, că nu este de etiologie virală, mai avem și tuse convulsivă sau așa zisa tuse măgărească. Deci avem un sezon destul de încărcat, din când în când mai se înregistrează și cazuri de COVID. Este un sezon foarte încărcat în ceea ce privește afecțiunile cu transmitere respiratorie și este foarte bine să ne luăm cu toții măsurile generale, igienice, ca să spun așa, nefarmacologice, ceea ce înseamnă să evităm zonele foarte aglomerate, să ne spălăm cât mai frecvent cu apă și săpun pe mâini, să evităm să ducem mâna murdară la gură sau la nas, pentru că sunt cu transmitere respiratorie, dar nu se transmit numai prin mucoasa căilor respiratorii, se transmit și prin mucoasa conjunctivală, mucoasa care ne acoperă globii oculari. Să aerisim spațiile în care ne desfășurăm activitatea cât mai frecvent și, evident, dacă prezentăm semne de boală respiratorie care sunt oarecum comune în toate afecțiunile respiratorii, febră, tuse, curge nasul, bineînțeles cu mici modificări de la o etiologie la alta, atunci este bine să evităm să intrăm în contact cu alte persoane și să contactăm de preferat medicul de familie pentru a se stabili conduita ulterioară. Și pentru că am zis de gripă, reamintesc faptul că există vaccin antigripal, care din septembrie anul 2023, septembrie al anului trecut, nu se mai gestionează prin direcțiile de sănătate publică, se eliberează rețetă compensată de către medicul de familie, procedura fiind similară cu eliberarea rețetelor compensate pentru persoanele de pe listele medicilor de familie care au diverse afecțiuni și beneficiază ritmic de aceste rețete. Ridică din farmacie și se administrează la medicul de familie sau la alt medic care are competența de a înregistra vaccinarea în Registrul Electronic Național de Vaccinări. Informez încă o dată populația că sunt foarte multe categorii de persoane care pot beneficia de rețetă compensată pentru vaccinul antigripal, chiar de compensare 100%. Toți copiii sub 19 ani, toate persoanele, indiferent de vârstă, care au o afecțiune cronică, toate
persoanele peste 65 de ani, toate gravidele, personalul medico-sanitar care lucrează în sistemul sanitar, personal medical sau auxiliar, beneficiază de rețetă compensată 100%, existând și de posibilitatea acordării de rețetă compensată 50% pentru persoanele care sunt sănătoase. Deci este foarte bine ca fiecare dintre noi să se adreseze medicului de familie, să se informeze pentru a beneficia de această modificare care a survenit din septembrie anului trecut. Sezonul acesta este deja marcat de confirmarea circulației virusurilor gripale în România. Institutul Național de Sănătate Publică a confirmat recent 6 cazuri de gripă, ceea ce arată că virusurile gripale au început să circule deja, potrivit epidemiologului. Pe lângă acestea, județul Călăraș se confruntă și cu alte provocări din sfera bolilor respiratorii. Ne confruntăm cu tuse convulsivă sau, cum se cunoștea în trecut, sub denumirea de tuse măgărească, o patologie cu care aproape începusem să credem că nu ne vom mai întâlni. În perioada 2013-2023, de sunt 11 ani, la nivelul județului s-au înregistrat 7 cazuri de tuse convulsivă. Iar anul acesta, de la începutul anului și până la sfârșitul lunii septembrie, am avut 89 de cazuri confirmate. Deci o creștere extraordinară, care evident este explicată prin neprezentarea copiilor la vaccinare. Din păcate, inclusiv la vaccinurile care se administrau de foarte mulți ani și la care aveam o acoperire vaccinală bună și la care toată lumea știa că nu sunt niciun fel de probleme, că nu s-au înregistrat reacții adverse care să pună în pericol copilul, exceptând reacțiile cunoscute, posibile reacție locală, eu știu, chiar creșterea temperaturii pentru 1-2 zile, durere locală, nu sunt alte reacții. Deci, prin neprezentarea la medic s-a ajuns la această situație și sunt, din păcate, foarte multe cazuri la copiii sub un an, care pot avea forme clinice foarte severe și la nivel național s-au înregistrat chiar cazuri de deces prin tuse convulsivă. Statisticile sunt îngrijorătoare în cazul tusei convulsive. În perioada 2013-2023, la nivelul județului s-au înregistrat doar 7 cazuri de tuse convulsivă. Această creștere, explică medicul, este cauzată, în mare parte, de neprezentarea copiilor la vaccinare.